Bună și bine ați venit la show-ul nostru de dimineață. Suntem miercuri, martie, 18 martie. I-am ca invitați pe Alison Zhou și Stanley Chen din Shenzhen, China. Sunt și șefii mei din programul China Soft Power, un program foarte de succes și foarte haios. Și mă bucur să-i văd lucrând amândoi împreună. Avem întrebarea de azi. Sunteți pregătiți? Din partea lui Florin din România. Vă mulțumesc tuturor pentru aceste învățături incredibile. Eu sunt Florin din România. Și primul din cele 5 scopuri ale șlefuitorului e să ai bani precum oxigenul. Într-o modalitate măsurabilă, a avea bani precum oxigenul înseamnă venit pasiv care e mai mare decât cheltuielile tare lunare. Și întrebarea mea este pentru voi, care este sămânța pentru a avea venit pasiv? Îți mulțumesc, Florin. Florin e un tip foarte fain din România, are și o companie faină, duce o muncă frumoasă. Și Stanley tocmai spunea un cuvânt în chineză mai devreme. Poți să repeți? Pentru venit pasiv, în chineză, există o vorbă. Înseamnă venitul din somn, din timp ce dormi. Deci dacă ai, să zicem, o proprietate sau o casă de închiriat, poți face chiar mai mulți bani în timp ce dormi. Deci oamenii măsoară acest venit în funcție de orele de somn. Deci câți bani faci într-o oră de somn? Cam așa se măsoară venitul pasiv în China. Deci faci bani chiar și în timp ce dormi. Și cred că despre asta vorbește Florin aici. Deci nu ni se întâmplă nouă tuturor, dar poate e ușor să-ți imaginezi că chiar și atunci când ești în vacanță sau te odihnești în weekend sau nu ești la birou, dar banii curg. Și asta înseamnă bani precum oxigenul, cum zice Florin. Adică nu trebuie să muncești non-stop ca să duci grija banilor. Nici noi nu ne facem griji că există suficient oxigen în această cafenea neterminată. Fel că vă întreb pe voi, hai să spunem câteva idei despre cum cineva ar putea atinge acest prag chiar și atunci când nu muncește, să primească bani mai mult decât are nevoie pentru cheltuielile necesare. Aveți vreo idee? Noi știm că putem avea bani prin a fi generoși cu alții. Și a fi generos cu altcineva, plantăm semințe pentru bani. Dar am discutat și de o altă idee în trecut. O idee interesantă care este despre dobânda, ceea ce facem noi aici. Primim o dobândă prin faptul că îi învățăm pe alții să folosească semințe pentru a face bani. Deci, făcând acest lucru ce facem noi aici, alții vor învăța cum să planteze semințe pentru bogăție. Și ori de câte ori ei folosesc semințele, noi primim un fel de dobândă. Este similar cu venitul automat, deci în mod automat primim venit. Am vorbit și înainte de emisiune că este o idee într-una din scrierile străvechi care se cheamă Abhidharma, la care Stanley lucrează la această traducere și i-am dat-o lui pentru că el e tânăr, iar acea traducere va fi gata în 2046 dacă suntem la program. Deci cartea lui va fi gata în 2046. Și e o idee străveche, foarte faină, care spune așa, să presupunem că construiești o librărie, o bibliotecă și toți o pot folosi. Sau poate să fie și o bibliotecă online. Și tu ai fost inițiatorul ei, ai creat-o, ai construit poate și clădirea și alții vin și pot folosi acele cărți, le pot studia. Deci, chiar și dacă tu te muți din acel oraș, în alt oraș, în alt județ, să zicem, și începi să faci altă muncă, o muncă diferită. Dar se spune în Abhidharma că ori de câte ori cineva folosește biblioteca sau deschide acea carte în bibliotecă, sau dacă e o bibliotecă online, cum e ACIP, dacă tu ai ajutat să
creezi această bază de date, chiar dacă tu faci altă muncă, tu nu-ți pierzi acea dobândă. Dobânda este încă acolo, atâta timp cât oamenii o folosesc. Deci tu continui, vei continua să colectezi această dobândă sub formă de semințe bune, ori de câte ori cineva o folosește. Și tot în această carte străveche, o întrebare interesantă este așa: chiar dacă mori, oare colectezi în continuare dobânda? Și ideea pe care a menționat-o și Allison mai devreme este că dacă împărtășești sistemul semințelor cu alții și ei îi folosesc și apoi îl dau mai departe și alții îl dau și ei mai departe, de fiecare dată când cineva îl va folosi, datorită faptului că tu l-ai pornit, vei primi o dobândă, chiar și când dormi. Voi ce credeți? Îmi place ideea asta, pentru că asta înseamnă că orice vizualizare nouă pe care am primit-o la acest video pe YouTube, noi avem dobândă datorită ei. O altă întrebare am eu. În ultimii ani de făcut business, am intrat în contact cu mulți antreprenori. Mulți sunt bogați de succes și mulți sunt foarte oameni foarte buni, dar sunt și alții mai răutăcioși. Și mă întreb, oare este vreo relație între a fi o persoană bună și a face mai mulți bani? Pentru că scopul meu este să a deveni o persoană mai bună, dar și prosperă. Este mushi musum aici, o tehnică de dezbatere. Poți fi o persoană mai simpatică, mai bună, dar să ai mai mulți bani, sau poți fi o persoană care se agravează din punct de vedere mental, dar totuși are bani. Cred că unii oameni sunt buni și au bani, unii oameni sunt buni și n-au bani, unii oameni nu sunt buni, dar au bani, și sunt de asemenea și oameni care nu sunt buni și nici n-au bani. Deci, în scrierile străvechi se spune așa că cu cât devii mai bun, cu cât îi tratezi mai bine pe cei din jur, de fapt colectezi multe semințe bune. Iar acțiunile tale de a planta semințe pentru a face bani, puterea acelor semințe e mai puternică. Există și o întrebare foarte interesantă, similară, care zice așa: cineva ar putea spune că dacă tu îți faci banii prin intermediul celor patru pași, în mod automat vei deveni o persoană mai bună, pentru că trebuie să ajuți pe alții să facă bani. Deci în mod necesar devii o persoană mai bună. Deci din acest punct de vedere, oricine face bani folosind cei patru pași ar trebui să devină o persoană mai bună. Dar Tsongkhapa, el aduce și posibilitatea cuiva care folosește cei patru pași, îi ajută pe alții, dar doar cu scopul de a face bani pentru ei înșiși. Nu le pasă de cei din jur. Îi ajută pentru că asta trebuie pentru a planta sămânța, dar în inima lor, cu adevărat, nu le pasă, nu le place cu adevărat de acești alți oameni, pe acești oameni pe care îi ajută. Iar întrebarea acum, o întrebare foarte celebră care se ridică, este: oare vor face sau nu bani în această situație? Sper să nu mă înșel, dar semințele sunt precum gravitatea. Nu contează dacă crezi sau nu despre ele, dar ele funcționează, pentru că orice faci altor oameni, în mod similar, va veni la tine mărit. Deci cred că ce zice Tsongkhapa în această întrebare este că chiar și oamenii care sunt egoiști, oamenii de afaceri și nu se gândesc la cei din jur, dar îi ajută pe alții să facă bani, adică face pasul numărul 3 din cei 4, în mod sigur vor primi bani înapoi. Cred că așa se întâmplă. Dar nu vei fi fericit. Sau vei fi un egoist, un om de afaceri egoist în continuare. Vei vedea partenerii egoiști în jurul tău sau furnizori egoiști. Deci vei planta și
semințe negative. Vei planta atât pe bani, cât și semințe de oameni egoiști în jurul tău. Și un alt lucru la care mă gândesc este că chiar și o persoană egoistă care folosește cei patru pași, cu cât îi folosește mai mult, încet, încet, ei vor dezvolta mai multă încredere în acest sistem. Și dacă nu, dacă rețin bine, este că această încredere va planta o sămânță specială ca tu la un moment dat să întâlnești o persoană specială care să te învețe să devii o persoană mai bună. Deci vei întâlni un profesor care te va învăța. Și o întrebare interesantă pe care am primit-o este că am menționat venitul pasiv și să avem dobândă la dobândă la dobândă prin faptul că împărtășim altor oameni aceste învățături despre cum să planteze mai mulți bani. Poate cineva se întreabă, oare dacă doar îi învăț, oare mai trebuie să fac și ceva fizic, să plantez eu fizic cu altcineva? Pot să nu mai dau niciun ban și doar să îi învăț pe alții? Unii ar putea avea întrebarea asta. Ce părere aveți? Nu cred că știu răspunsul adevărat, dar dacă aș fi eu, le-aș face pe ambele. Pe de o parte, aș da bani, aș ajuta fizic pe oameni să facă mai mulți bani, pentru că făcând asta, în mod sigur, plantezi o sămânță reală pentru bani. Dar apoi fac și meditația cafelei, în special atunci când nu poți merge în alte locuri să-i ajuți pe alții, dar ai timp liber, ai mai mult timp de meditația cafelei pe cei pe care i-ai învățat în trecut. Deci fac meditația cafelei pe ceva ce chiar îmi place și anume să împărtășesc aceste idei. Asta are legătură cu altceva la care mă gândeam cu privire la întrebarea lui Florin și anume că dacă modalitatea pentru a planta sămânța pentru venit pasiv este să împărtășești acest sistem cu alții și să-i ajuți pe ei să devină de succes, deci când ei vor aplica acest sistem în alt fus orar, iar tu în acel moment tu dormi, cineva din altă zonă a planetei face bani, iar tu de fapt colectezi bani sub formă de acești bani în timp ce dormi, această dobândă a semințelor. Deci nouă ne place să discutăm că este un lucru să-i înveți pe oameni la un curs DCI sau la show-ul nostru cu copacul cu piersici. Deci asta e o modalitate de a învăța pe oameni. Dar este mult mai puternic să o faci pur și simplu. Tu însuți. Tu să faci bani în felul ăsta, iar prietenii probabil știu că anul trecut nu aveai bani, iar acum ai bani și în mod automat, bineînțeles că te vor întreba, cum ai făcut să ai bani? Și mă gândesc, legat de întrebarea lui Florin, dăm niște pași concreți ce pot face. Pasul cel mai evident pentru a face bani în timp ce dormi este să împărtășești acest sistem cu alți oameni și să-i ajuți să-l înțeleagă și să-l aplice până când au succes. Asta, evident, este o cale. Dar cred că și partea frumoasă a acestui sistem, a celor patru pași, și cred că Florin predă mult acest sistem, ajută mulți alți oameni de afacere. Mă gândesc că cea mai bună modalitate de a ajuta alți oameni este să fii un exemplu bun, un exemplu viu. Noi, ca și părinți, cea mai bună modalitate de a învăța pe copii este să te comporți tu la fel cum ei îți dorești să se comporte. Nu există altă soluție. Și în acest sistem înseamnă că va trebui să fii prosper și fericit și va trebui să faci bani în timp ce dormi, tu însuți. Deci este datoria ta, dacă ai compasiune, să ai succes. Tu însuți să ai succes. Asta sună ca două idei care se contrazic în funcție de ce am auzit în trecut, că dacă ai succes, e ceva egoist. Dar conform cu acest sistem, se pare că este cea mai
bună activitate de iubire și lipsă de egoism pe care poți să o faci pentru cei din jur. Pentru că făcând-o, oamenii te vor urma și vei face venit pasiv în mod automat. Deci poate a învăța să faci venit pasiv este un fel de iubire pentru cei din jur. Și un fel de iubire, că dacă faci venit cu iubire, vei face și mai mult venit pasiv. Deci cred că venitul pasiv tinde să se perpetueze. În engleză se zice că bogații continuă să se îmbogățească, iar săracii continuă să fie și mai săraci. Deci cei care folosesc sistemul se îmbogățesc. Un lucru din experiența mea este acesta, că după ce plantezi o sămânță, e atât de fain să nu ghicești cumva în flori. Pentru că o modalitate de a avea bani precum oxigenul, el zice că este acest venit pasiv pentru care nu trebuie să lucrezi. Dar nu știi cum poate să vină sămânța asta. Poate să vină sub multe alte forme. Și de obicei vine într-o formă mult mai bună decât ți-ai imaginat. Deci eu ți-aș zice așa, nu îți bate capul despre cum acest venit pasiv va veni în mod exact către tine. S-ar putea să vină poate printr-un salariu mult mai mare sau poate să-ți vină o nouă idee, o nouă afacere. Deci nu trebuie să fie neapărat venit pasiv, dar vei avea mult mai mult succes financiar și vei avea bani precum oxigenul. Deci, bani precum oxigenul nu trebuie să fie neapărat venit pasiv. Eu, personal, mie îmi place să lucrez. Putem să-i spunem, decât pasiv, putem să-i spunem venit automat. E mai bine, e o expresie mai bună. Iar o modalitate mai extremă, putem să-i spunem că poți dormi sau poți munci din greu, dar venitul tot va veni. O altă idee interesantă am auzit-o de la un prieten chinez care spune așa, o bagnotă are 4 colțuri, da? Și zicea așa că banii au 4 picioare. Noi, personal, avem doar 2 picioare. Deci ce trebuie să facem e să plantăm sămânța de bani astfel încât ei să alerge după noi. Nu noi să alergăm după ei. Pentru că ei, banii au 4 picioare. Deci e un exemplu foarte interesant. Deci bagnota de $100 are 4 colțuri, deci 4 picioare. Lasă-o pe ea să alerge după tine. Și faza foarte faină despre bani precum oxigen e că nici nu trebuie să te mai gândești la ei. Oriunde a merge, ei alergă după noi. Singur lucru vreau să mai zic. Îmi place ce a zis Stanley mai devreme, că dacă plantezi sămânța, nu poți prezice cum vor veni banii către tine. Poți fi sigur că vor veni, dar nu știi cum. Și cred că, uite, astea sunt niște prăjituri speciale, care au o aromă specială în interior. Și îmi place sistemul semințelor, pentru că cum vor veni banii către tine, au mai multe arome. Deci e un gust neașteptat, pentru că nu vezi ce e în interior. Dar pur și simplu plantează sămânța, iar banii precum oxigenul vor veni. Iar dacă îi ajuți pe alți oameni, știu că Florin o face, cu cât ajuți mai mulți alți oameni să învețe acest sistem, vei face dobândă la dobândă. Vei primi dobândă la dobândă. Mâine va veni John Brady și Connie, niște profesori seniori DCI, și vor răspunde la întrebarea următoare. Ralph din Germania. În primul rând vreau să vă mulțumesc că vă pot pune aceste întrebări. Este o onoare mare din partea mea. Întrebarea este așa, că muncesc de mulți ani, toată săptămâna, 7 zile din 7, în firma mea și nu reușesc. Pare că e o putere mare care mă ține în loc. Sunt în același loc și fac și carnețelul de 6 ori pe zi, fac cei 4 pași, iubesc să ajut alți oameni. Dar unde este ceva greșit ce fac eu de nu reușesc să răzbat mai mult decât ce am putut până acum? O întrebare faină. Îți mulțumim pentru ea și mâine vei primi răspunsul. La revedere!